Anchetatorii au stabilit cum s-a petrecut incidentul de la Mihăilești, dar încă nu pot preciza cui îi aparține vinovăția. Potrivit procurorilor, unul dintre cauciucurile autotrenului a luat foc. Șoferul a încercat să stingă incendiul, dar a fost depășit de situație. Șoferul a cerut ajutor celorlalți participanți la trafic, dar între timp întreaga încărcătură a fost cuprinsă de flăcări. După audierea șoferului și a martorilor, procurorii verifică patru aspecte. În primul rând, legalitatea transportului de butelii în raport cu actele pe care șoferul și firma le deținea. Totodată date se urmărește dacă au fost respectate ad litera măsurile privind transportul de mărfuri și substanțe inflamabile. În cadrul anchetei se vor dispune expertize care să scoată la iveală cauzele tehnice care au determinat incendiul. Procurorii au cerut și lămuriri de la Inspectoratul Teritorial de Muncă în privința respectării legislației în materie de protecție și securitate în muncă. Potrivit inspectorilor ITM Buzău, șoferul societății lucra cu forme legale și a respectat toate normele de protecție în muncă. De asemenea, șoferul și autotrenul erau casco. Totodată, Inspectoratul pentru Situații de Urgență procedează la verificarea buteliilor pentru a se constata dacă acestea respectă normele de securitate și funcționare. Parchetul de pe lângă Tribunalul Buzău a deschis dosar penal pentru distrugere din culpă și lipsa măsurilor legale de securitate.